Și primarul comunei Svinița a fost învestit în funcție alături de consilierii locali. Nicolae Curici a fost validat alături de viitorii consilieri locali în cadrul unei ședințe solemne la care a participat și prefectul de Mehedinți, Alin Isuf. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor din comuna Svinița. Așa să mă ajute Dumnezeu. Nicolae Curici a depus jurământul de primar și a fost învestit în funcție pentru a cincea oară. Acesta a reușit în ultimele mandate să readucă la viață comuna și să o promoveze turistic, în special prin prisma festivalurilor cunoscute și unice pe care le organizează în zonă. Este un moment special pentru mine pe care îl trăiesc la depunerea jurământului privind preluarea noului mandat și sunt profund recunoscător cetățenilor locuitorilor din comuna Svinița pentru încrederea acordată pe 9 iunie 2024 pentru a cincea oară consecutivă. Simt o mare responsabilitate și mândrie să reprezint din nou svinicenii. Învestirea a fost făcută de prefectul județului. Un om care s-a implicat extrem de bine și eficient în toate proiectele de investiții. Efectiv, pe timpul mandatelor dumnealui și evident cu sprijinul consiliilor locale cu care dânsul a colaborat foarte bine, s-au făcut lucruri importante pentru comuna dumneavoastră. Și sunt convins că acest trend și aceste realizări vor fi făcute și în perioada următoare. Și consilierii locali care au fost aleși la data de 9 iunie au depus jurământul de credință odată cu primarul. Din noul Consiliu Local fac parte aleși ai Partidului Social-Democrat, ai Partidului Uniunea Sârbilor, ai Partidului Național Liberal, ADU, dar și reprezentanți ai Alianței pentru Unirea Românilor. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Svinița. Așa se merge Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Svinița. Așa se merge Dumnezeu. Nicolae Curici a câștigat alegerile din data de 9 iunie cu un număr de 409 voturi.